Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Zare se ivește solul celui necurat, Dumnezeu e tăria mea. Eu i-am zis că ce pot să fac cu o fetiță? Eu mă gândeam cu băiată, la fiță pe tata. Da. Nu mă gândeam de fapt ce dar frumos Dumnezeu avea să ne ofere. Toate materiile îmi place, în special matematica. Ei, toate îți plac, nu e niciuna care zice, aulă, n-am chef de materia asta. I-am învățat că Dumnezeu este totul, pentru că suntem creștini, trăim într-o țară creștină. Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la emisiunea E cu Cântec. În această seară vă veți simți bine vizionând o emisiune cu o fetiță foarte drăgălașă, iubitoare a muzicii și cu siguranță vă va ajunge la suflet această domnișoară. Haideți să cunoaștem pe Damaris Neag și pe tatăl ei, Nathanael. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă bucur că ați acceptat să ne conectăm. Voi sunteți în Viena în momentul de față. Dar ați fost de acord să facem această emisiune prin internet. Da, deși suntem la distanță, prin tehnologia pe care o avem la îndemână, putem fi totuși aproape. Corect. Dar Maris, de cât timp cânti? Cu vocea cânt de la 2 ani și cu vioara cânt de la 4 ani, mate. Oh, de mică! Dar cum ai vrut-o așa să cânti la 4 ani jumate? Adică nu era interesată de păpuși mai mult, de joacă? Cum de ți s-a născut această dorință în suflet? Păi mi-am dorit multă vioară pentru că am văzut cum cântă ăla și mi-am dorit și eu să cânt și eu la vioară. Ai văzut pe cei mai mari și ți-a plăcut? Da. Și cum ai zis? Te-ai dus la mami și la tate și le-ai cerut o vioară sau cum ai făcut? Mi-am dorit mult de ziua mea și după aia am primit. Ce fain! Nathanael, povestește-mi și tu din prisma ta. Da, a fost o întâmplare, să zicem întâmplare, foarte, foarte frumoasă. Damaris într-una ne spunea că vrea vioară. La început m-am gândit că e doar așa ceva trecător, da, și... Da, cum sunt copii. Da, și i-am spus, Damaris, e greu, totuși trebuie muncă ca să încep să cânți la vioară. Nu e așa ușor, iei vioara, o pui în brațe, pui la gât și începi și cânți. O insistat foarte mult și atunci am vorbit cu soția și am zis, ok, hai să-i cumpărăm o vioară. Am căutat o vioară, am găsit-o pe internet, mi-a plăcut cum arăta și m-am dus, m-am întâlnit cu omul respectiv care vindea vioara. Și la un moment dat, când omul a deschis cutia și mi-a arătat vioara, m-am uitat la vioară și am zis, e de jucărie, nu? La care omul, așa, surprins de întrebarea mea, zice, nu, cum să fie de jucărie? Zice, e o vioară reală. Zice, cu vioara asta a cântat fiica mea la concert. Mă uitam la ea, când am văzut cât e de mică, nu venea să cred că e o vioară reală. Și am luat vioara, am plecat acasă. A venit ziua ei de naștere, i-am făcut cadou vioara aceasta, s-a bucurat, fără să știm noi, de fapt, că acest cadou avea să fie o binecuvântare pentru foarte mulți și pentru noi și pentru ea, de asemenea. Era exact mărimea 1x16, exact mărimea de început pe care Damaris avea nevoie ca să înceapă să cânte la vioara. Deci era o vioară scrisă, predestinată, hotărâtă pentru ea încă dinainte. Deși din greșeală s-a întâmplat tot, nu ați studiat, nu ați știut exact ce trebuie să cumpărați unui copil de vârsta ei. Nimic, pur și simplu, am scris pe internet, am căutat vioară, mi-a plăcut cum a arătat și m-am dus să o văd și să o cumpăr. Și după un timp, când un profesor s-a uitat la vioară, a zis exact ceea ce îi trebuie ei ca să înceapă să cânte și foarte asta fain. Surpriza cu vioara. Dar Maris, când ai văzut vioara, cum ai reacționat? M-a bucurat foarte mult. Și ai început să studiezi singură sau te-a ajutat cineva? Cum s-au desfășurat lucrurile?
Păi m-a dus tati la un profesor și m-a învățat și după m-a învățat tati acasă. Ia uzi. Deci te-a învățat și tati câte ceva. Da. Deci prima dată m-a început să învețe cu o fată cu care am cântat la vioară. Am început să învețe cu ea, am învățat câteva cântece, după aia am luat un profesor privat și, cum mi-am spus de fapt și profesorul, a zis ceea ce fac eu aici este 20%, iar restul de 80% e ceea ce va trebui să faci tu acasă. Da, da. Pentru că foarte mulți iau copiii, duc la ore, nu știu ce se întâmplă acolo, îi lasă acolo, vine acasă, îi bagă în cameră și le spune studiați. Da. Ori eu mă duc și stau cu ea, stăteam acolo la fiecare oră, asistam, vedeam exact ce se întâmplă și mergeam acasă și studiam cu ea. Mm-hmm. Muncă multă, pot să spun. Dar, Maris, nu ți-a fost frică de munca asta, de studiu, de citit partituri, de... Nu ți-a fost frică? Prima dată când am văzut, mi s-a părut greu, dar când am învățat, mi-a plăcut. Mm-hmm. Și de ce îți place ție așa de mult vioara? Ce îți place cel mai mult la vioară? Păi... îmi place la ea pentru că pot să-L slujesc pe Dumnezeu. Și ce îți mai place ție să faci în timpul liber? Să ies afară, să mă joc cu frații mei și să mă joc acasă. Mm-hmm. Cam cât timp ai pe zi de studiu și cât timp pentru joacă? De studiu nu știu, poate o oră, cândva jumătate de oră. Mm-hmm. Deci nu supra-aglomerezi ziua cu... învățat la vioară, ci așa cât îți face plăcere. Da. Cum e, Nathanael? Din punctul meu de vedere, ar fi nevoie de mai mult și ar încăpea mai mult studiu. Aștept clipa aia, momentul ăla în care are să devin autodidact, în care ea înțelege că trebuie să studieze și să o facă fără a fi impulsionată de cineva. Da, da, da. Deci... da, e nevoie de studiu, că fără studiu nu se poate. Oricum, la vârsta asta e normal să trebuiască părinții să-i amintească, să se ducă, să studieze. Însă e bine că îi place și o face cu drag. Da. Cântăm împreună și asta poate face un pic studiu mai ușor. Da. Eu mă așez la pian, ea cu vioara și bucățile poate care îi par mai grele, dacă le luăm încet, încet, așa împreună, iasă treabă bună. Te bucur că te ajută tatăl tău și că ai un tată care știe și el muzică? Da, îmi place foarte mult. Contează, nu? Orice copil care învață un instrument are acasă pe cineva care știe notele și poate să cânte împreună cu el. Ești o norocoasă. Da. Aș vrea acum să urmărim un videoclip muzical. Te rog să ne povestești tu, Nathanael, mai multe despre el, despre piesă și despre cum s-a desfășurat. Da, este un cântec pe care l-am compus cu puțin timp în urmă. Pur și simplu, uitându-mă la copiii mei și văzându-i cum nu au nicio grijă, cum se joacă, cât sunt podalici, m-am gândit, cred că fiecare și-ar dori să fie mereu copil. Și mi-a venit așa inspirația aceasta, să fiu copil mereu aș vrea și... m-am gândit, când am simțit că vine inspirația, am început pur și simplu să scriu și așa mi-a venit un gând că chiar dacă totuși nu rămânem copii fizic, stând lângă Dumnezeu și El fiind Tatăl nostru, întotdeauna ne putem simți copii. Exact, foarte frumos mesaj. Minunat, abia aștept să ascultăm acest videoclip și să-l urmărim. Să pot visa, nu am îngrijorat.
Matei a spus că în caz în care a mai avea un copil, o zis să nu cumva să fie băiat. Deci lui să nu-i aducem un băiat acasă. Lui îi place înconjurat de fetițe. A zis că numai cu fetele, el cu fetele. E cu cânte. Foarte frumos videoclip și piesa superbă. Felicitări pentru această compoziție și interpretare. Mulțumim frumos. De cât timp compui, Nathanael? Eu mi-aduc aminte că aveam vârsta de vreo 16 ani, cred că, și trebuia să cânt la o nuntă. Și când am început să întreb pe fiecare din cei care trebuiau să cânte, ce cântați? Cam fiecare îmi lua cântarea pe care o aveam în minte. La un moment dat am văzut că mi s-o cam epuizat stocul. Am zis, cred că mai bine mă pun și compun eu o cântare și atunci cu siguranță nu o să o cânte nimeni. Ia ta! Da, ea mea. Am zis că dacă mă duc cu cele 3-4 cântări pe care le-am pregătit pentru biserică, poate mă vor ridica în picioare, dar înainte de mine cântă cineva cântarea asta și da. Nu știu ce să cânt. Și atunci am compus o cântare, din păcate nu am înregistrat-o. Nu am făcut nimic, pur și simplu am cântat-o, am văzut-o doar că o necesitate atunci și gata, nu, de acolo n-am mai compus nimic. Uh-huh. Până în urmă cu vreo 2 ani și ceva, când s-a căsătorit o cumnată de-a mea și pur și simplu eram la pian, am început să improvizez ceva și dintr-o dată am simțit așa că vine o inspirație. Și am început să scriu un timp, cântam, mă opream, scriam strofa, iar cântam mai departe, venea refrenul. Și de acolo am început... Am repornit motoarele. Cam câte compoziții ai acumulat până în prezent? Nu știu, nu le-am numărat. Sunt destul de multe, pentru că unele dintre ele nu le-am publicat, le-am pur și simplu doar pentru mine, le-am cântat poate doar așa într-un cadru mai privat sau, mă rog. Uh-huh. Dar cei spre surprinderea mea, fiind cel mai mic din familie, niciodată nu am avut așa o atracție puternică spre copii. Ca să-mi placă să zic ce îmi plac copiii, să mă joc ei sau așa mai departe. Și interesant că am compus foarte multe cântări pentru copii. De asta m-am mirat și am zis, uite, interesantă inspirație. Când ți-a dat Dumnezeu copiii tăi, a venit și inspirația pentru... Oricum, după ce au venit copiii, au început să privesc copiii diferit, să înțeleg altfel ce înseamnă chiar să fii copil, cum a fost și cântecul pe care tocmai l-am urmărit. Am înțeles ce înseamnă din nou să intri în lumea copiilor și la fel am putut să înțeleg ce înseamnă părinții. Am început să înțeleg mai bine și pe părinții. Corect. Damaris, ai o rochiță foarte frumoasă și videoclip, am văzut că ai o vestimentație, coafură tot timpul, superbe. Știu că mama ta se ocupă cu hairstyling-ul. Te pregătește pentru fiecare videoclip? Cum se întâmplă lucrurile? Da, fiecare videoclip mă pregătește, îmi face rochițe. Oh, ia-ți face rochițele? Părul, da. Ce frumos, ce frumos. Și aceasta de pe tine este făcută de mama ta? Da. Wow, e foarte frumoasă. Felicitări. Super, se pricepe soția ta. Da, da. Foarte pricepe. Am zestat un Dumnezeu cu foarte multe calități. Uh-huh. Și cum te simți, Damaris, să porți haine făcute de mama ta, să ai o coafură mereu aranjată în orice videoclip, arăți impecabil? Cum te simți? Foarte bine, îmi place atunci când mă aranjează să pot cânta și să arăt bine. Foarte fain. E important și acest aspect. Da. Aș vrea să-mi povestești câte ceva, Damaris, despre frații tăi. Din ce știu, tu ești cea mai mare, așa-i? Da. Cum este să fii sora mai mare? Bine, trebuie să ai grijă, să ajuți pe mamă și pe tata, da. Să îi ajungi și tu în ce treburi sunt de făcut, pentru că sunt alți frățiori mai mici care nu pot să facă prea multe, nu?
Trebuie să aibă grijă să fie un exemplu bun, pentru că ceilalți copiază exact tot ce face. Și poți să-mi spui, te rog, numele fiecărui frate și să-mi spui câte o calitate a lui, o trăsătură a fiecăruia? Pe fratele a meu, mijlociu, îl cheamă Matei și pe sora cea mai mică o cheamă Ruth. Și cum e fiecare? Ce-ți place la fiecare? Îmi place că pot să mă joc cu ei, că fratele meu, Matei, cântă cu mine. Frumos. La ce cântă? Cântă și la un instrument? Nu. Cu vocea? Da. Și Ruth? Nu știu, să vedem ce talent vrea. E micuț acum, nu? Da. E fain că ai și o soră și un frate. Așa vei putea să vezi cu trecerea timpului fiecare gen de relație, pentru că este diferit un pic să ai o soră față de un frate, dar ambele sunt foarte faine. Și eu am și o soră și un frate și e foarte frumos. La fel și o soră mai mare, așa că te înțeleg perfect. Matei a spus că în cazul în care mai avea un copil, o zis să nu cumva să fie băiat. Deci lui să nu-i aducem încă un băiat acasă. Lui îi place înconjurat de fetițe. O zis că numai cu fetele, el cu fetele. Foarte interesant. Aș vrea acum să ne cântați ceva live. O să te acompanieze tatăl tău și de-abia aștept să văd cum cânti. Am zis că ce pot să fac cu o fetiță? Eu mă gândeam cu băiatul, la tutăr pe tata, da. Nu mă gândeam, de fapt, ce dar frumos Dumnezeu avea să ne ofere. E cu cânte. Felicitări, a cântat foarte frumos, Damaris. Îmi place că ești pasionată de vioară. Și... De asemenea, e foarte, foarte frumos că are cine să te acompanieze din familia ta. Da. Aș vrea, Nathanael, să povestești din punctul tău de vedere câte ceva despre familia ta, despre soție, despre copii. Damaris mi-a dat câteva detalii, dar aș vrea să completezi tu. Da. Ne considerăm o familie binecuvântată și... Putem vedea că în casa noastră
Avem foarte multe momente de bucurie, foarte multe momente înălțătoare, pot să spun. Și muzica pentru noi iară este o parte care ține o armonie foarte grozavă în casa noastră. Familia noastră, cum să o descriu? Păi cu soția, în primul rând să începem de aici, cu începutul. Te rog. Și cu soția, întâlnirea noastră a fost o telenovelă, aș putea spune așa. Da. Eu fiind din Timișoara, ea dintr-un sat dintre Baia Mare și Târgu Lăpuș, între casa mea și casa ei însemnând vreo 400 și ceva de kilometri. Mult. Da. A fost o lucrare interesantă în modul în care ne-am cunoscut și poate cu altă ocazie vom discuta mai detaliat. Acum vreau să trec fugitiv. Ne-am căsătorit în 2012, în 2013 a apărut Damaris în casa noastră. Pe la vârsta de 2 ani și câteva luni a început Damaris să cânte cu vocea. Pe atunci deja aveam așteptări mari de la ea și o puneam să repete și deja mă gândeam cum o să cânt cu ea împreună, cu toate că atunci când am auzit că primul nostru copil va fi o fetiță, puțin m-am dezamăgit. Pentru că am zis că ce pot să fac cu o fetiță? Eu mă gândeam cu băiat, la tută pe tata. Da. Nu mă gândeam de fapt ce dar frumos Dumnezeu avea să ne ofere prin Damaris și ne-am bucurat și ne bucurăm foarte mult de ea. După aia a urmat Matei în casa noastră, la fel și de el ne bucurăm cu Matei. El e un material mai diferit de Damaris. Așa, în ce fel? Trebuie să muncim mai mult cu el, să avem răbdare enormă, e foarte activ. Mm-hmm. Toată lumea știind că Damaris cântă, ne întreabă cum e cu Matei. Și Matei are o voce frumoasă și investim și în el și doar că trebuie mai multă muncă, trebuie mai multă răbdare, atenție cu el. Da. E și mai mic, și băiețel, se zice că fetele se dezvoltă un pic mai repede decât băieții. Și Matei e deștept, e foarte deștept și are niște întrebări de nesurprind, mm-hmm, întrebările lui și cred că la mai mult e de seriozitate decât faptul că nu înțelege. Am înțeles. Deci fetele sunt mai ordonate. Da. Și Ruth, să vedem exact cum spunea Damaris, să vedem ceea ce Dumnezeu a înzestrat-o. Mai așteptăm să treacă un pic timpul, da, văd că se pune la pian, stă acolo, îi place muzica, simte ritmul. Super! Sperăm că o să rămână în mediul ăsta de muzicanți. De familie. De familie, exact. Care sunt activitățile voastre pe care le faceți împreună cu toată familia? Pe lângă faptul că mergem împreună întotdeauna la biserică, pe lângă faptul că activitățile oarecum comune sunt și ieșituri în diferite locuri, ne place să ieșim la munte, întotdeauna mai mergem prin pădure, mergem în vizită, acum a fost mai greu cu perioada asta pandemiei, cu vizita. Ce să zic, activitățile noastre sunt diverse, nu pot să încerc să le enumăr pe toate acum, că întotdeauna poate diferă de la săptămână la săptămână. Da. Deci nu aveți o rutină. Nu avem o rutină, suntem foarte spontani în ceea ce facem. Uh-huh. Suntem foarte spontani. Fiind aici în Austria, vă dați seama că multe zone, multe locuri, multe lucruri sunt noi pentru noi și ne place explora. Să ne explorăm, exact. Damaris, care este jocul tău preferat pe care îl faci, nu știu, fie cu frații tăi, fie cu tata, cu mama? Nu știu, din câte am jucat nu mai știu, că noi, dacă vrem ceva să ne jucăm, inventăm pe loc un joc. A, ce tare! Deci voi le creați pe loc. Foarte fain.
Că noi suportăm consecințele. Și tu ești acum la școală, așa e? Da. În ce clasă? A doua. A doua. Și cum te simți mergând la școală? Îți place? Da, mult. Ce materii iubești? Matematică. Matematica îți place? Oh, interesant. Dar pe care o urăști și nu prea vrea să o mai ai de studiat. Mie toate materiile îmi place, dar în special matematica. Ei, toate îți plac, nu e niciuna care zice, aulă, n-am chef de materia asta. Niciuna. Nu. Vai, ce fain. Ce fetiță cu minte aveți. Da, îi place foarte. Școala? Și îi place te... doar când are un pic, când dă de greu, atunci a... mai indică și așa în sec. Da, da, da. Iei note bune? Da. Super, mă bucur că înveți. Bănuiesc că și în Austria a fost o perioadă poate în care nu ați mers fizic la școală. Cum a fost perioada asta? Da, a fost o perioadă care într-adevăr nu s-a mers fizic, dar era un sistem că în fiecare luni mergeam și luam materialul pentru săptămâna în curs. Îi luam materialul, lucra acasă, următoarea luni predam ceea ce au făcut săptămâna trecută, exact, și luam următorul material pentru săptămâna care urma. Da, foarte deci, bună modalitate. Și cred că avea de două ori, avea o conferință video care nu dura mai mult de o oră. Deci astfel poți să fii și să înveți acolo cât de multe lucruri. Mă bucur. Da. Aș vrea acum să vizionăm un alt videoclip muzical pe care l-ați creat și sunt tare curioasă să vedem și melodia aceasta. Când El le-a chemat, la locul lor s-au așezat. E Dumnezeu, e Dumnezeu, ce toate prin cuvântul Său. La viață când El le-a chemat, la locul lor s-au așezat. Când El le-a chemat, la locul lor s-au așezat. E Dumnezeu, e Dumnezeu, ce toate prin cuvântul Său. La viață când El le-a chemat, la locul lor s-au așezat. Spune
prin cuvântul său la viață, când El le-a chemat, la locul lor s-au așezat. E Dumnezeu, e Dumnezeu, ce toate prin cuvântul său la viață, când El le-a chemat, la locul lor s-au așezat. Spui tu lui Dumnezeu înainte de a cânta? Îi spun să mă ajute, să-mi dea voce, să cânt, să-L laud pe El. E cu cânte. Frumos și acest videoclip, felicitări pentru realizarea lui. Mulțumim. Văd că este tot un cântec compus de tine. Cu ce ocazie l-ai scris pe acesta? Acest cântec l-am scris în urma bombardării, întrebări care au venit din partea copiilor. Întrebări întuna. Tati, cum e asta? Tati, vreau să te întreb. Dar tati, cum e cu cealaltă? Întrebări peste întrebări. Și atunci, automat, gândindu-mă, fiind sufocat de atâtea întrebări, mi-a venit inspirația aceasta. Tati, vreau să te întreb. Cine a creat lumina, cine a creat păsările, peștii și așa mai departe, cine l-a creat pe om. Și din întrebările pe care copiii mi le-au adresat, s-a născut acest cântec, Tată, vreau să te întreb. Foarte frumos, original. Da, da. Îi spun bun venit și lui Matei, bine ai venit în emisiunea Ecu Cântec. Mulțumesc. Îți place să filmezi în videoclipuri? Să fii filmat? Da. Ai răbdare să stai la toate cadrele? Da? Și îți place să cânti cu sora ta? Da. Care e cântarea ta preferată? Iisus cu sală îmbrăcat. Super! Ai o voce frumoasă și cred că când o să crești, va fi și mai frumoasă. Mulțumesc! Ce poți să-mi spui despre sora ta, Damaris? Cum te înțelegi cu ea? Vă înțelegeți bine sau vă certați? Ne mai certăm câteodată. O mai și certați, nu? Și cine lasă de la el? Damaris zice, hai să ne împăcăm, sau tu te duci și zici, iartă-mă? Nu. Mă zic câteodată, atât de mult. Damaris, tu ești cu împăcarea? Poftim? Tu ești cu împăcarea, Damaris? Da. Ești mai mare, mai înțeleaptă și te duci să vă împăcați, nu? Da. Cum decur lucrurile atunci când vreți să învățați o piesă nouă? Cum face tati? Cum vă explică? Cât repetați? Cum e? Păi când are tati o piesă nouă, vin la el și îi spun, tati, mă vezi cântarea asta? Dar mai ales dacă aude un cântec pe care eu îl cânt la pian sau cu vocea sau așa mai departe, indiferent dacă e compus sau nu de mine, în momentul în care aude că e ceva nou, mă întreabă imediat, e compus de tine? Deci, de multe ori mă auzeau cântând și veneau lângă mine, dar când vreau un cântec special să-i învăț, atunci pur și simplu îi chem, le cânt cântecul,
Damanescu, ea e mai ușor acum, pentru că ea știe să citească. Uh-huh. Știe să citească și vede textul. Cu el trebuie să cânt fiecare rând, să mă opresc. Să reiei. Să-l pun din nou, să revede și tot așa. E muncă. Da. Matei, îți place să înveți un nou cântec sau ți se pare greu? Nu, îți place. E ușor, nu? Vreau să te întreb, Damaris, înainte să cânți, bănuiesc că cânți și la biserică, în public, poate ai emoții, obișnuiești să faci rugăciune? Te ajută acest lucru? Da, mă ajută. Și ce îi spui tu lui Dumnezeu înainte de a cânta? Îi spun să mă ajute, să-mi dea voce, să cânt, să-l laud pe el. Nathanael, este evident că copiii voștri au fost educați în spirit creștinesc. Da. Care sunt lucrurile pe care ați vrut neapărat să le cunoască copiii voștri despre Dumnezeu și cu care să crească? Deci, în primul rând, copiii au trebuit să... sau cel puțin ne-am gândit că trebuie să știe despre cine este creatorul tuturor lucrurilor. În primul rând, întrebările care vin din partea lor nu ai cum să treci neobservat sau să fii indiferent față de întrebările astea. I-am învățat că Dumnezeu este totul, pentru că suntem creștini, trăim într-o țară creștină și astea sunt valorile noastre ca și familie. I-am învățat că trebuie să mulțumească întotdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și ce facem trebuie să fie făcut pentru lui Dumnezeu și să îl cerem pe El ca să ne călăuzească în toate lucrurile. Da, mă bucur că faceți acest lucru. Cu siguranță ei vor crește știind că există un tată care îi veghează și care le este alături prin orice ar trece. Mă rog cu ei și am început încă de când deja știau să înțeleagă anumite cuvinte, ceea ce în semnătatea lor am început să mă rog și să-i pun să repete după mine, ca să învețe să se roage nu doar ca o poezie, ci pur și simplu să înțeleagă că ei trebuie să aibă o conversație cu Dumnezeu, că Dumnezeu e prietenul lor și că Dumnezeu e aproape de noi. Nu e undeva, nu știu, sus pe un tron și stă acolo indiferent sau la o înălțime oarecare și nu-i pasă de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Da. Cam asta e ideea pe care le-am implementat-o copiilor. Super. Dar, Maris, ce îți dorești să devii când vei crește mare? Care e visul tău? Să devin cântăreață. Deci asta vrei, să fii cântăreață. Da. Foarte fain. Cu siguranță, dacă studiezi în continuare și ești perseverentă, ai toate șansele să ajungi să cânti profesionist la o vioară. Iar în Austria, acolo, orchestra din Viena e cea mai tare. Poate ajunge acolo, cine știe. Damaris, îți doresc mult succes în visul tău pe care l-ai să devii cântăreață. Îți doresc că multă răbdare să înveți și să stai, să citești partituri, să cânti cât mai mult, astfel încât să știi foarte bine acest instrument. Este un instrument greu relativ și va trebui să studiezi. Mult succes! Mulțumesc! Iar Nathanael compune în continuare piese frumoase, piese care să inspire și să ajute alți oameni, alți copii care cu siguranță se bucură când tu lansezi o piesă împreună cu familia ta. Mulțumesc de încurajare și vă mulțumim și de invitație de asemenea. Cu mare drag! Dragii mei, se încheie emisiunea cu cântec din această seară. Alături de mine au fost Damaris și Nathanael Neag. Vom asculta o ultimă piesă, iar eu vă invit să urmăriți emisiunea cu cântec și vinerea viitoare de la ora 20. Sunt Ramona Drvășan și vă doresc o seară frumoasă!
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.